O fetiță de numai 5 luni din Petelea se zbate între viață și moarte. Asta după ce medicii au descoperit o malformație la inimă. Specialiștii au intervenit imediat, au operat-o pe micuță, care acum se află în stare critică la spital. Dacă ar putea să strige după ajutor, ar face-o. În locul ei vă cer sprijin părinții, care nu-și imaginează viața fără ea. Copila are nevoie de un transplant de inimă și de bani, sumă de care familia nu dispune. Haideți să-i oferim viață donând. Alice a venit pe lume în urmă cu 5 luni. Părea un copil sănătos, până într-o zi când boala a dat primele semne. Refuza să mănânce, părea absentă, se stingea pe zi ce trecea. Micuța a trecut deja printr-o operație dificilă, însă nu a fost de ajuns. Îmi dau seama că a fost ceva șocant. Nu ne așteptam, copilul părea sănătos la naștere. E foarte greu. Sunt și singura fetiță a noastră. E greu. Nu doresc la niciun părinte să treacă prin ce trecem noi. Alice a suferit în urmă cu câteva zile un stop cardiac. A supraviețuit, dar inima ei pare să cedeze pe zi ce trece tot mai mult. Tatăl lui Alice este disperat. Copilul lui, un pumn de om, se luptă singur. Orice, ca și cum te pui în pat, dar te pui stresat, oare sună telefonul, nu sună, cine sună, de unde. E greu că din moment în moment poate suna telefonul să ne dea povestirea. O clinică din Italia ar fi speranța la viață pentru Alice. Copila are nevoie de un transplant de inimă și de bani. Am venit să facem orice, să o putem salva, să o ducem undeva și în străinătate, unde se poate da o altă inimioară, numai să o salvăm. Vă punem la dispoziție contul în care puteți dona pentru Alice. Orice sumă este binevenită. Alice are nevoie de noi.